Aproximativ 600.000 de locuințe și circa 860.000 de persoane au completat chestionarele în cadrul recensământului până la 25 aprilie. Cele mai multe date au fost colectate în raioanele Glodeni, Fălești, Orhei, Râșcani, Soroca, Ungheni, Călărași și Aneninoi. În același timp, în municipiile Chișinău și Bălți, recenzarea se desfășoară mai lent. Potrivit Biroului Național de Statistică, în procesul de recenzare este monitorizată atent activitatea personalului, iar de la startul exercițiului, peste 700 de oameni au sunat la linia verde. Sunt solicitări din partea unor persoane de a fi recenzate mai devreme sau la anumită perioadă de timp. Sunt întrebări privitor la caracteritatea completării chestionarilor de ordin legislativ, privitor la obligativitatea prezentării IDNP-ului. Aici ținem să subliniem că, într-adevăr, datele care sunt incluse în chestionarul de recensământ, inclusiv IDNP-ul, este necesar pentru a fi prezentat de către populație. Printre întrebările înregistrate la linia verde se numără inclusiv cele de clarificare a identității recenzorilor. Oleg Car a menționat despre un caz de reziliere a contractului cu unul dintre colectorii de date. Este un caz când recenzorul, deci cu un recenzor s-a fost întrerupt și, deci și un contract de muncă, urmarea faptului că în rezultatul examinării deci modul în care a fost realizată recenzarea în unul de gospodării s-a dovedit că modul de organizare n-a fost conform cerințelor. Recensământul persoanelor și locuințelor a început la 8 aprilie și se va desfășura până la 7 iulie. Datele despre persoane și locuințe sunt colectate de peste 4.000 de recenzori care folosesc în premieră tablete electronice pentru completarea chestionarelor. Acesta este cel mai important exercițiu statistic național și se desfășoară pe o perioadă de 3 luni, având o durată mai îndelungată comparativ cu cel din 2014, care s-a desfășurat timp de 2 săptămâni.